o să vă fac o scurtă demonstrație cum se folosește adăpătoarea mare. Necesară o sticlă cu gâtul mare. O sticlă de 5 litri de apă minerală este bună, mai ales dacă are plastic puțin mai tare. Se înfiletează adăpătoarea pe capul sticlei. Până ajunge în buza de adăpătoare. Iar apoi se întoarce sticla cu capul jos. Va ieși apă din sticlă până în momentul în care se atinge nivelul de acoperire. Și apoi va mai curge doar pe măsură ce albinele beau sau apa se evaporă. Preferabil este ca adăpătoarea să fie pusă pe un loc drept. Dar și dacă, în cazul acesta, nu este chiar cea mai dreaptă poziție, totuși nivelul apei permite o anumită flexibilitate.